Dacă întreaga lume a artei religioase este dominată de cunoașterea luminii, mitul nopții, umplut și bântuit de umbre, de oglindiri disipate și de năluci, stăpânește arta fantasticului lui Marcel Chernoagă. El ne îngăduie surprinderea anumitor stări pe care nu le pricepem bine, dar calea misterioasă unde teama ne pândește la tot pasul, precum scria André Breton, nu poate fi contestată. În gravurile sale, totul e moment și semn. Compoziția alegorică ne dă o stare de tăcere, o stare de pândă, cu sensul nocturn impus de viața animală. Este o dezordine, o colcăire a hibridului. Muzica de nai și de fluier ne poate apăra coborârea nocturnă, dar trebuie să acționăm repede, pentru a nu fi sfâșiați de colții Cerberului. Întâlnim un pesimism cu accente biblice, care împletește realitatea după sine, o aduce la înțelesuri sumbre și o acoperă în expresii plastice dureroase. Întrebările vin necontenit. Cum îmblânzim fiara? Cum putem ajunge la Madonna cu pruncul în brațe? Colții ascuțiți ne așteaptă. Suntem înmărmuriți și medităm îndelung în fața unei fatalități apropiate. Poate rolul intermediar al oglinzii, referindu-mă aici strict la obiectul efemer, devine calea prin care descifrăm puțin din compoziția misterioasă. În dreptul pruncului, lângă o mică săgeată care arată spre el, apare scris pe placa de gravură textul inversat. De la Leonardo. Inversările, văzute parcă prin camera obscură, umbra, urma, întunericul, devin liantul dintre privitor și cel care ne cheamă să privim. Arta lui Marcel Chernoagă făurește imagini care depășesc dogma. Dar tocmai din această depășire apare necesitatea de a pătrunde în umbră, de a înainta prin întuneric, spre pruncul apărat și protejat de mama lui. În căutarea umbrei și în căutarea urmei, cu toate zonele crepusculare din ruperea timpului, cu zborul și căldura aripilor prinsă în aer, cu momentul static al ridicării lui Icar, cu locul dintre piciorul de sculț și amprenta proaspătă din nisipul jilav, se găsește calea spre întregul temperament artistic al lucrărilor colecționate de profesorul Chiricuță. În ele trebuie recunoscut tot ce este mai adânc în acest artist vizionar al unei lumi umbrite de fatalități, pe care arta lui ne-o dezvăluie cu o atât de ciudată vigoare. Prin boltirile sumbre trece o umanitate întreagă, gravă și plină de gânduri, cu chipuri tăcute, voalate, dar care nu se pot uita ușor. Așadar, rezultatul produs va fi deturnat. Vom surprinde o altă fază, umbra căutată pentru răcoarea pe care o dă și umbra ca formă umană. În această dualitate, litografiile, pe drum, la umbră și apa, ne dau certitudinea în plină zi caniculară, dintr-un loc al nimănui, că există o zonă nocturnă, cenușie, un abis în care demonul și îngerul se află în preajmă. Umbra omenească e neliniștitoare. Ea nu trebuie urmată. Conturul alungit de pe sol are drept corolar imaginea întoarsă, tremurul, ineluctabilul. Iar această supraveghere a imaginii pândite nu este o reflectare reală a chipului. Umbra și căldura galbenă fără ecou, omul și umbra sa, chipul și cealaltă stare, unde ecoul negru înseamnă mai mult decât puterea umbrei, strălucirea ei.
simțind vibrația nocturnă a acului de gravat folosit de Marcel Chernoagă, se aude, parcă din vechile discuri de patefon, un foșnet constant împărțit între albul de mormânt al Requiemului lui Verdi și negrul sonor din Raining Blood al trupei Slayer. Cântecul umbrei și urma nopții trezesc o frică nemărturisită, cu atât mai mare cu cât limitele primejdii nu pot fi stabilite, scria pictorul umbrelor amare Corneliu Baba. Sunt eu, cel plin de contraste, de inegalități. Suntem noi toți. E însăși viața din jurul nostru.